Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În scandalul Horodniceanu, secția procurorii a CSM, care a investigat întâmplarea, a dat un prim verdict. Dacă nu vă amintiți, e vorba de actualul vicepreședinte al CSM, fostul șef al DICOT, care a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliție rurală, doi polițiști, și s-a stropșit la ei, încercând să-i intimideze. Cum, nu știți cine sunt eu? Adică, de ce nu știți cine sunt? Păi eu v-am mărit salariile. Eu sunt în măsură să fac orice. Asta e domnul Horodnicea. Din cauza mea, dumneavoastră, aveți undeva un 15% la salariu. Adică, în favoarea dumneavoastră. Da? Eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 și dumneavoastră ați luat 15%. Dacă era polițist, dar nu cred. Dacă datorită dumneavoastră, nu din cauza dumneavoastră. Datorită, da. În cazul dumneavoastră, din cauza. Erau polițiști. Deci, pentru că eu am vorbit cu ministrul și v-au mărit salariile, practic nu aveți voie să mă trageți pe dreapta. Eu sunt în măsură să fac orice. Bravo. Domnul Horodnicean. Asta s-a întâmplat la începutul lunii mai anul ăsta. Polițiștii rurali din comuna Schitu Duca, în Iași, au tras pe dreapta mașina condusă de domnul Horodnicianu, aparent pentru că acesta n-ar fi semnalizat la depășire. Și domnul Horodnicianu a coborât nervos din mașină și i-a luat la rost. Pentru că ne-ați depășit, așa, am văzut să depășesc. Este limită de 50. Așa. Noi circulam deja cu 70 la oră. Lăsați-vă termin. Sunt, da? Cine sunteți? Sunt procuror șef Horodnicianu la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Documente. Nu mă cunoașteți? Dar de ce nu mă cunoașteți, oare? De unde sunteți noastră? La Vaslui sau la Iași? Agent David, din cadrul secțiunii Poliției Rurale. Mă prezent. Vă rog să-mi dați, da, vă rog documentele noastre. Imaginile au devenit publice, au provocat un val de comentarii. Atunci oamenii au fost, în general, neplăcut surprinși, ca să nu spunem mai mult, de atitudinea de vătaf a domnului Horodnicianu, care s-a folosit de funcție și anume ca să intimideze pe cei doi agenți. Și au urmat audieri și o anchetă penală împotriva polițiștilor. Stați, adică doar nu credeți că împotriva domnului șef de la CSM, cum nu-l cunoașteți? Polițiștii au fost acuzați că au filmat fără acord cu telefonul și nu cu camera de corp, care nu funcționa, au explicat ei, și că au dat publicității imaginile fără acordul celui filmat. Și asta este adevărat. Adică imaginile au apărut fără să fi fost, fără să fi dat domnul Horodnicianu acordul înscris, dar era în spațiu public. În presă, în astfel de cazuri, redacția trebuie să decide dacă există interes public justificat pentru a da publicității o filmare făcută fără acordul subiectului. Este un lucru pe care orice redacție știe că îl are de făcut și îl face destul de des. Dom'le, există interes public? Da, atunci dăm publicității. Și evident că în acest caz e interes public justificat. Degeaba se plânge domnul Horodnicianu că n-aveau voie să dea publicității fără acordul lui. Bă, da, e interes public justificat. Adică noi așa putem să vedem cum se comportă unul dintre capii justiției când este interpelat de oamenii legii. Și aparent, pentru el, legea este ceva ce se aplică în funcție de gradul său de notorietate și dacă am mărit sau nu salariile celor care l-au tras pe dreapta. Dacă am mărit salariile, am voie să fac orice, așa a zis. În fine, după o anchetă, nu ne îndoim, serioasă și amănunțită, secția de procurori a CSM a decis să respingă acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare față de domnul procuror Horodnicianu. Să-l scape. Cineva răutăcios ar putea spune procuror la procuror nu-și scoate ochii. Iar domnul Horodnicianu însuși a dat ulterior un comunicat în care afirmă că filmările din zonă arată că el a semnalizat și că agenții l-ar fi oprit, citez, cu intenție frauduloasă. Adică mai pe șleau spus, că domnul Horodnicianu nu-și permite să zică, dar noi înțelegem ce vrea să spună, l-ar fi oprit, zice dânsul, ca să-i ceară o șpagă. Asta sugerează, cu intenție frauduloasă pentru obținerea de foloase materiale. După care tot domnul Horodnicianu adaugă, citez, au renunțat probabil la planul inițial în momentul în care m-au văzut coborând din mașină. Adică polițiștii, nu e exclus, niște polițiști rurali făceau și ei, să presupunem, da, făceau și ei de o bere, 20 de lei, cât poți să iei, că m-ai depășit fără să semnalizezi și aveai viteză mai mare. Deci, polițiștii rurali au zis că trag și ei pe dreapta un amărăștean și îi inventează o contravenție ca să ia câțiva leuți. Dar s-au răzgândit când l-au văzut pe marele Horodnicianu. Au renunțat probabil la planul inițial în momentul în care m-au văzut coborând din mașină. Aș după au făcut pe proștii. Da. Deci, scuzați, domnule procuror Horodnicianu, dar nu are logică. Dacă așa se fac anchetele, așa faceți dumneavoastră anchetele, mă scuzați, sau așa le făceați. Păi dacă planul era să-l scuture pe un amărăștean, nu dădeau ei înapoi slugarnii când se lămurau cu cine au de-a face? Aule, o să trăiți? Drum bun? V-am oprit numai să vă mulțumim?
Știți? Să trăim. Nu ne punem noi cu asta. Sunt niște poliții rurali, nu? Cam asta se înțelege. Adică domnul Horodnicianu zice că momentul în care el a coborât din mașină și ei l-au recunoscut, vezi bine, planul s-a schimbat. Nu-i mai cerem 20 de lei că n-a semnalizat. Mamă, facem un scandal monstru, național, ne luăm de gât cu el, păi ce se poate așa ceva? Cu atât mai mult cu cât el, Horodnicianu, ne luăm de el. Asta susține domnul procuror. Și în fine, chiar dacă ar fi așa, chiar dacă înțelegi fulgerător cu marea ta experiență de șef de ICOT că ți s-a întins o capcană contravențională de sancționare pentru lipsă semnalizare, procedura legală nu e să-ți treci obiecțiunile pe procesul verbal și să contești ulterior sancțiunea, nu așa trebuie să faci? Adică nu așa ar trebui să procedeze un reprezentant al magistraturii și orice cetățean în această țară și nu așa fac mii și mii de oameni nemulțumiți de sancțiunea care le-a fost dată, își trec obiecțiile pe procesul verbal și dacă vor, contestă după aceea în instanță. Nu așa se face? Da. Cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Și aliniatul 2 din articolul 16 din Constituție, nimeni nu este mai presus de lege. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.